Abandonat la o zi după naștere, Florin Iordache a crescut în orfelinate, acolo unde a trăit clipe de groază. Copil fiind, a fugit și și-a găsit adăpost în gară printre ceferiști, printre ceferiștii care l-au adoptat ca pe un copil de suflet. I-au dat mâncare și haine, i-au oferit o vorbă bună de încurajare atunci când el se simțea pierdut și al nimănui. Astăzi vreau să vă spun că acest băiat are 35 de ani și tot trenurile și gara îi servesc drept casă. Înainte de a-l primi aici și de a-i prilejui întâlnirea cu femeia care l-a abandonat, haideți să-i cunoaștem povestea, priviți despre ce este vorba. Bună ziua! Să rămână, uite pe mămicuța mea! Sărut mâna și dumneavoastră! Ceva sărat, nu doriți? O apă? O apă ce? Din care? Am și o plată și o minerală. Când urc în trenul groazei și știu că mă duc cu plăsele, că trebuie să spun, Doamne, oare fac banii aceia să pot dormi acolo? Oare, Doamne, îmi câștig astăzi ce trebuiește? Florin Petrică Iordache are 34 de ani și se descrie ca fiind un om cinstit, dar ghinionist. Nu ghinionul a făcut însă ca el să ajungă pe drumuri, ci propria mamă, care l-a abandonat la o zi de la naștere. Fugea repetat de chinurile și teroarea din orfelinat, iar la 11 ani și-a găsit adăpost în gară și depouri, prin vagoane trase pe linii moarte și prin stațiile de revizii. Ceferiștii l-au îngrijit, l-au hrănit și l-au îmbrăcat ca pe propriul lor copil, iar Florin a crescut în glasul roților de tren. Îl cunoașteți? Băiatul nostru. Serios? E băiatul nostru? Dați-mi voi să vă pup, pentru că este omul care m-a crescut. Haine, mâncare, mărăcine. De când îl cunoașteți? Era atâta. La 9 ani. N-a avut o viață ușoară, dar uite că e pus pe șoc. O viață grea așa, dar l-a ajutat noi. Ceferiști în general. Vă mulțumesc cu lacrimi. Mai mulți prieteni. Are mulți prieteni. L-a ajutat, sigur că da. Are mulți prieteni, v-ați atașat de el, nu? Da, cum să vedeți, v-am spus, ca și copilul nostru. Florinel, aici ai început tu. Aici ți-ai petrecut copilăria, să aici, zic așa, aici, nu? Și mai ales acolo, când anunțam trenurile, fugeau toți călătorii. Unde? Hai să văd. Unde anunțai? Uite, aici erau niște chioșcuri cândva mai de mult. Mai de mult, da. Și anunțam trenurile. Și s-auzea tare, vedeți că s-aude tare, că e cu. Și când anunțam trenul, mai ales că este trenul ăsta la linia 3, acum anunțam odată, era comică, era fantastic. Anunțam trenul accelerat 1831, se află în stație la linia 3 și circulă cu oprire în stațiile. Gura Humorului, Frasin, Vama, Câmpul Lung, Vatra Dorne, Deș, Cluj. Avea vreo 9 ani când venea cu fise să-i dau bănuți mai mari. El mi-a spus că dormea aici pe bănci și stătea mai mult în gară. Da, păi stătea pe toate trenurile. Era pe trenuri și prin gări dormea. A crescut acolo. Deși a crescut și e bărbat în toată firea, viața lui Florin e în continuare legată de trenuri. Vinde apă, bere, suc, covrigi sau cafea călătorilor din vagoane ca să supraviețuiască. Pentru asta se trezește dis de dimineață și pleacă la magazin pentru a se aproviziona. Apoi, cu speranța în suflet, bate trenurile pentru un bănuț, având o vorbă bună pentru fiecare. Bună ziua! Ne-am voie să trec. Da, poftiți, băurât, cu toată stima și respectul meu. Bună ziua, ușurel. Bună ziua, stimat domn. Avem bere, avem, dacă doriți, sărut punuțile, cobrigei, cornul cu ciocolată. Ceva bun, domnul șef. Avem marfă ieftină, marfă bună, de Galați. Bună ziua, stimate doamne, studente frumoase, ca de obicei. Avem bere, dacă doriți, cobrigei, apă, cornul cu ciocolată, alune, dacă doriți, nu? Simpatici sunteți, ca de obicei, ca în fiecare duminică. Dacă doriți o apășoară, dacă doriți ceva dulce, ceva sărățel, vă doresc o duminică frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu și să aveți călătorie plăcută. Da. Bună ziua, să rămână, uite pe mămicuța mea, sărut mâna și dumneavoastră.
Ceva sărat, nu doriți? O apă? O apă ce? Din care? Am și plată și minerală. Da? Să știți că este ieftină, da? Da? Mulțumim frumos! Dacă întrena are tot timpul zâmbetul pe buze, când vine vorba despre viața lui, pe chipii se citește tristețea, ascunde suferințe grele în suflet și povestește cu durere în voce prin ce a trecut. Mama ta, la câți ani te-a abandonat? La o zi. Când aveai o zi? Prima zi de la nașterea ei. Și te-a lăsat în spital? M-a lăsat în spital. Și ai ajuns la casa de copii? La casa de copii și de acolo fugeam din cauza bătăilor, din cauza accidentului. Cine te bătea? Aia mai mare. Copiii de acolo mai mari? Nu, copiii mai mari, da, da. Eu mergeam, mă trimitea cu cerutul pe la blocuri. Cerșai? Cerșam, da, mai mergeam cu doi și le aduceam de mâncare. De fost... ce te băteau? Că, da, trebuia să le dau, că mai primeam ajutoare, care vineau oameni și aduceau. Și trebuia să le dau lor și mâncare. Eu nu trebuia să... trebuia să fug. Am fost adus de poliție, cred că de 30 de ori. De pe stradă? De pe stradă, cred că de 30 de ori, ani de zile. Și când plecai din casa de copii, unde dormeai, pe străzi? Deci dormeam în tren. În tren. Dormeam, ba mă trezeam la București, ba mă trezeam la Cluj, ba la Timișoara e prea distanță lungă. Dar a fost o oboseală care eu am dormit prin gară. La 11 ani, Florin a fugit definitiv de la orfelinat. A ajuns în gara din Suceava, unde ceferiștilor li s-a făcut milă de el și l-au ajutat cum au putut, ca pe un copil de suflet. El a trăit cerșind prin trenuri și pe peroane până la vârsta de 18 ani, înainte de a deveni vânzător ambulant. De familia lui naturală nu știe prea multe. Spune că a avut 10 frați, din care mai trăiesc doar 8, și că el este singurul pe care mama l-a abandonat. Mama mea, nu-i reproșez nimic, dar o iert. Eu, într-adevăr, am suferit foarte mult. Dar numai pe tine te-a părăsit. Numai pe mine, pe ceilalți nu. O să că nu este treaba mea. Atât. Nu este treaba ta, pentru că așa a fost soarta, să te lăs la casa de copii și n-am ce discuta cu tine. Ea aș mai spune, mamă, ce suflet ai avut. Ce inimă ai avut. Crezi că dacă nu te părăsea atunci, era altfel viața ta, arăta altfel viața ta acum? Eu cred că arăta altfel, Roxana. Dacă mergeai și tu la școală? Pe asta, că am numai 5 clase. Eu de 5 știu să te ezat de scris. Băcat, bine, scriu cum scriu, dar... Nu prea știi să scrii. Nu prea știu, îmi pare foarte rău. Florin își dorește cel mai mult să aibă un loc de muncă stabil care să-i asigure un venit pentru o locuință mai bună. La un moment dat a lucrat ca om de serviciu la un spital, dar după un an a fost concediat. În momentul de față doarme de 2 ori pe săptămână într-o cameră de cămin pentru care plătește 21 de lei pe noapte. Nu-și permite mai des de atât. Restul zilelor și le petrece tot pe peroane și înoptează prin vagoanele goale din gară. Nu vreau să mai trăiesc așa singurătate. Vreau să am serviciul meu ca om de serviciu. Unul am avut și o cămiruță. Asta... Îți dorești să fii om de serviciu, nu? Asta mi-aș dori. Mă crezi, Roxana, când urc în trenul groazei și știu că mă duc cu plăsile, că trebuie să spun, Doamne, oare fac banii ceia să pot dormi acolo? Oare, Doamne, îmi câștig astăzi ce trebuiește?